După ce am oferit adăpost și hrană, e absolut normal să ne gândim la integrare pe termen mediu și lung a celor care aleg să rămână la Brașov. Un număr important, pentru că din 1200 de refugiați care au fost înregistrați la Catia până acum, aproximativ 75% și-au manifestat intenția de a rămâne în Brașov și de a-și căuta un loc de muncă. Am convocat o întâlnire cu autoritățile din domeniu, cu AJOFM-ul, cu Camera de Comerț și Industrie Brașov și cu Mediul de Afaceri pentru a discuta, pe de o parte, provocările ridicate de contextul legislativ. Există ordonanțe și hotărâri de guvern care permit angajarea, dar care sunt actualizate de la o zi sau o săptămână la alta. Pe de altă parte, pentru a avea o primă imagine asupra numărului de posturi, numărului de joburi pe care Brașovul le poate oferi refugiaților. Și ordinul de mărime este îmbucurător, vorbim de peste 2000 de locuri de muncă. Locuri de muncă prioritar în domenii tradiționale pentru Brașov, cum ar fi IT, cum ar fi zona de inginerie și automotive, cum ar fi segmentul Horeca, dar și locuri de muncă care sunt pretabile și deschise și celor care nu au calificări înalte, pentru că există locuri de muncă în retail, locuri de muncă în triere, în logistică, care pot fi ocupate în urmă unui curs de o săptămână sau două. E foarte îmbucurător că există această disponibilitate din partea mediului de afaceri de a trata nu doar problema locurilor de muncă, ci și alte aspecte care țin de integrare, cum ar fi centre de daycare, pentru a avea grijă de copii, totodată suport pentru a găsi locuință, pentru a plăti o chirie. Brașovul, ca o comunitate, a reacționat foarte bine. Cred că suntem printre primele orașe care anunță că avem mii de locuri de muncă disponibile pentru refugiați ucraineni.